Teofan, prin Harul lui Dumnezeu, Arhiepiscop Aleașilor, Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, iubiților preoți din parohii, cuvioși, vețuitori ai Sfintelor Mănăstiri și drept credinciosului popor al lui Dumnezeu, din Arhiepiscopia Iașilor, har, bucurie, iertare, ajutor de la Dumnezeu, Cel întreime preaslăvit, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Ieri m-am îngropat împreună cu tine, Hristoase, astăzi mă scol împreună cu tine, învin tu, răstignitu-mă ieri împreună cu tine, însuți împreună mă preaslăvește, Mântuitorule, într-o împărăția ta. Iubiți frați, preoți, cinstiți vețuitori ai Sfintelor Mănăstiri, drept slăbitori creștini, Hristos a înviat! Am ajuns și anul acesta, pe mila lui Dumnezeu, la slăbitul praznic al învierii Domnului Hristos. În mers de noapte, cu făclii de lumină în mâini și fețe luminoase, cu bucurie tainică în suflete, ne aflăm în jurul bisericilor noastre pentru a primi lumină. Asemenea femeilor purtătoare de mir, de odinioară, venite des de dimineață la mormânt, suntem chemați noi să cunoaștem, să trăim și să mărturisim taina mormântului gol. Nu vă temeți că știu că pe Iisus cel răstignit îl căutați, a rostit îngerul femeilor. Nu este aici, că s-a sculat precum a spus. Mormântul gol este primul semn, dovada a învierii lui Hristos. De la mormântul gol au plecat în grabă femeile purtătoare de mir să vestească apostolilor că a înviat cu adevărat Domnul. Această veste bună a reprezentat și elementul central al propovăduirii Sfinților Apostoli încă din ziua cinzecimii. Ei au propovăduit lumii nouă învățătură, anume nouă filozofie, oricât de înaltă ar fi fost aceea, și evenimentul cu totul nou în curgerea istoriei omenirii, anume adevărul că Hristos a înviat și moartea a fost înghițită de biruință. De aceea Sfântul Apostol Pavel afirmă cu tărie în fața celor care puneau sau pun la îndoială învierea cea de opt. Dacă Hristos n-a înviat, zadarnic este atunci propovăduirea noastră. Zadarnic este și credința noastră, pentru că dacă noi creștinii ne dăjdim în Hristos, numai pentru viața aceasta, suntem mai deplâns decât toți oamenii. Iubiți frați și surori, într-un Hristos Domnul! În această noapte de lumină, mărturisim că Hristos a înviat, biruind moartea și iadul în diferitele lui forme. Ne bucurăm de acest praznic luminos și rostim împreună cu Sfântul Ioan Gură de Aur, unde este moarte boltul, unde este iadul biruința. Și totuși constatăm că, în continuare, moartea este prezentă în lume. Vedem în jurul nostru multă suferință, nedreptăți, tot felul de durere, războaie, între frați, desnădejde. Se poate ridica atunci întrebarea, unde sunt bucuria lucrării învierii? Unde este biruința asupra raiului, asupra răului și a morții? Care ne este vestită în această noapte binecuvântată și sfântă? Răspunsul ne-l oferă Hristos. El însuși este răspunsul, pentru că Hristos este răspunsul lui Dumnezeu la drama omenirii. El este dovada iubirii nemărginite a lui Dumnezeu față de noi, oameni. În suferința noastră, cu toate că protopărinții noștri l-au părăsit pe Dumnezeu, ziditorul lor, alegând calea presărată de suferințe și care sfârșește în moarte, totuși Dumnezeu n-a încetat a-și arăta marea sa iubire față de oameni.
Căci Dumnezeu așa a iubit lumea încât pe Fiul Său, cel unul născut l-a dat ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Drept slăvitori creștini, Mântuitorul Hristos, care a spus despre sine, eu sunt învierea viață, eu sunt calea, adevărul, viață, a săvârșit deja în El însuși ca om biruința asupra păcatului, a suferinții morții. În același timp, întreaga sa lucrare mântuitoare este îndreptată spre noi. Tot ceea ce a împlinit Hristos este pentru noi, pentru a noastră mântuire. După cum mărturisim în crez, Domnul a dorit prin trupul Lui propriu și trupului nostru învierea, nestricăciunea care urmează după înviere, făcându-ne se însă pârga învierii și nepătimire, afirmă Sfântul Ioan Damaschin. Astfel, Hristos cel înviat este adevăratul răspuns la durerea omenirii, în calea vieții noastre, oricâte greutăți, dureri sau încercări am întâmpinat, nu suntem singuri, ci l-avem împreună călător pe Hristos, fără El suntem lipsiți de putere. Cu Hristos îmi putem rosti împreună cu Sfântul Apostol Pavel, toate le pot întru Hristos, Cel care mă întărește. Întrucât Hristos pentru noi a murit, a înviat, arătându-se în El însuși chipul omului adevărat, desăvârșit și noi suntem datori să urmăm Lui întru toate pentru a deveni astfel părtași învierii Lui. Astfel, în vreme ce Duhul Lumii propune ca o soluție calea cea ușoară, evitarea durerii, confortul propriu, divert testamentul, cei care și-au în serios credința știu că dogma creștinului este urmarea Lui Hristos, pe cuvântul unui bătrân al Patericului. De aceea, la înviere se ajunge doar prin asumarea suferinții și a crucii. Această asumare înseamnă, pe de o parte, întâmpinarea propriilor necazuri, dureri, încercări, greutăți cu ochii credinței. Suferința nu scade și nu dispare pentru cel ce care crede, însă își schimbă caracterul devenind un mijloc de mai mare apropiere de Dumnezeu, de creștere, de îmbogățire, viață nouă. Pe de altă parte, această asumare înseamnă și dobândirea unei inimi iubitoare, milostive față de întreaga creație. Un creștin adevărat, urmând Lui Hristos, suferă El însuși pentru durerea seminilor Săi, a lumii în general, și se străduiește ca prin faptă, prin rugăciune, să aducă în jurul Său bucurie, mângâiere, nădejde, lumină. Prin propria noastră suferință, spune Părintele Zaharov, începem să înțelegem suferințele aproapelui nostru, devenim împreună pătimitori cu acesta, iertători, îngăduitori și începem să ne rugăm pentru mântuirea întregii lumi. Ca pentru noi înșine, astfel nu mai suntem robiți de Duhul Lumii acestea, ci dobândim mintea Lui Hristos. Iubiți fii duhovnicești și fiice duhovnicești, să ne bucurăm în aceste zile de Paște, de frumusețea slujbilor liturgice, de clipile de petrecere tihnită alături de familie, de cei dragi, să stăruim în dreapta credință arătată în rugăciune, în dragoste, în pocăință, în smerenie, în participare la Sfânta Dumnezească Liturghie și în împărtășirea cu Sfintele Taine. Cu ochii ațintiți asupra Lui Iisus, începătorul, plinitorul credinței, să arătăm o inimă milostivă față de cei aflați în nevoi. Un gând de rugăciune să înălțăm pentru oamenii semenii noștri, a căror viață este tulburată de războiul din Ucraina, de războiul din Țara Sfântă, din alte părți ale lumii. Rugând de asemenea pe Dumnezeu să ne lumineze mintea, inima, pentru a alege oamenii cei mai potriviți,
pentru a conduce destinul țării noastre. Oameni cu frică de Dumnezeu, cu atașament față de valorile familiei, cu dragoste de semeni, prieteni sau dușmani. Cu dragoste sfântă, din inimă de părinte și frate, vin în fața dumneavoastră și rostesc cu bucurie fiecăruia tuturor. Hristos a înviat!